Ilana Vale este avocata care îl reprezintă pe Nicușor Constantinescu în Statele Unite ale Americii. Practică această profesie din 2002, de când este și membra a baroului statului New York. Într-un interviu acordat peste ocean pentru Neptun TV, aceasta ne-a explicat că proba cu care DNA a susținut că președintele Consiliului Județean Constanța nu ar fi bolnav de cancer nu respectă niciun criteriu juridic. Vorbim despre imaginile în care Constantinescu apare la o terasă și apoi pe stradă. Acest filmuleț nu ar fi putut să ajungă nicăieri într-un tribunal din Statele Unite. Nu avea nicio marcă de identificare când a fost creat, cine l-a creat, cine sunt persoanele care l-au creat, și acesta este un lucru foarte important cu ce se ocupă. Chiar a doua zi după videoclip, domnul Constantinescu a fost internat de urgență la spital, unde a rămas admis pentru 3 zile. Apărătorii din România ai lui Constantinescu au spus în mai multe rânduri că procurorii au încercat să le ia locul medicilor și au susținut, fără probe, că știu care este starea de sănătate a președintelui CJC. Argumentele magistraților au fost însă desființate de doctorul din Statele Unite, care îl îngrijește pe Nicușor Constantinescu. Șerban Cocioba a spus că un bolnav de cancer trebuie să încerce să ducă o viață normală și să socializeze pentru a-și păstra echilibrul psihic și pentru a se detașa de tratamentul dur. Omul ăsta n-a murit, nu-i mort, omul ăsta trebuie să și trăiască. Și plecând de la oficiu, de la mine de aici, s-a oprit pe drum, că e aici în vecin, să mănânce ceva. Și a doua zi s-a pus din nou în arestare. Cum poți să schimbi o arestare anulată? Aristarea anulată, o faci din nou activ. În timp ce procurorii DNA s-au bazat pe o singură probă și aceea suspect obținută, apărarea a prezentat instanței sute de documente medicale care atestă boala lui Nicușor Constantinescu și toate procedurile folosite în lupta cu cancerul. Documentele medicale care atestă starea gravă de sănătate a lui Nicușor Constantinescu au fost autentificate în primul rând cu apostila Convenției de la Haga, după care au fost contrasemnate de un alt funcționar al acestei instituții, Curtea Supremă din New York. Toate aceste documente care sunt în ambele dosare, probe evidente ale diagnosticului și ale cancerului meu de prostată, sunt puse în balans de o afirmație verbală și de un filmuleț de 10 secunde, ilegal făcut, ilicit și ilegal, declarat ilegal de 8 judecători ca și probă și folosit de poliția politică de nea, convingându-i pe 3 judecători cu șantaj, cum v-am spus, și cu amenințări, că de fapt adevărul este că eu nu sunt bolnav, adevărul este că eu nu am cancer de prostată, că eu m-aș ascunde. Cum să mă ascund? Când întreaga mea familie este în România și băiatul meu Ștefan de 10 ani și fiica mea Zbaranda de 21 ani. Istoricul deciziilor contradictorii date de instanțele românești în dosarele lui Nicușor Constantinescu ar putea să fie tranșat de judecătorii americani. Potrivit avocatei din SUA lui Constantinescu, ei vor analiza cererea de extrădare acestuia formulată de DNA. Domnul Constantinescu nu va fi extrădat, nu va fi acaparat pe stradă și extrădat. Se va prezenta într-un tribunal unde vor fi produse probe și se va decide dacă într-adevăr este un caz în care să fie extrădat. O extrădare poate să ia ani de zile, iar dânsul mi-a declarat că vrea să se întoarcă în țară. De fapt, este ținut pe loc din cauza procesului de recuperare. Avocații din țară spun că mandatul de extrădare nu are cum să fie acceptat din moment ce are la bază faptul că DNA și unii judecători români au ignorat documentele medicale semnate tocmai de specialiști și înalți funcționari americani. În aceste condiții, apărătorii mai susțin că niciun judecător din Statele Unite nu poate să ignore actele parafate de autoritățile propriei țări.